Gospodinele din Lăpușnicu Mare păstrează tradiția și vopsesc ouăle de Paște cu foi de ceapă și frunzulițe de decor. Acestea spală ouăle și pe coaja umedă lipesc frunzulițe, după care le învelesc într-o bucată de ciorap pe care o leagă strâns cu ață. Le pun în vasele unde fierb cojile de ceapă roșie și le lasă la fiert cam 10 minute. După ce le scot din oală, le un cu slănină să lucească, pentru ca ouăle să fie cât mai frumoase. Acum punem ghijele de ceapă la fiert. Până ghijele să fierb un pic, noi spălăm ouăle și le legăm în ciorap. De ce în ciorap? Să iasă cu flori, să iasă frumoase. Acum spălăm ouăle. După aceea le legăm în ciorap, să le facem cu flori, până fierb un pic cojile de ceapă. De la bunici, de la mama, tot așa se făceau înainte, nu se făceau cu vopsele. Acum noi mai facem o parte și cu vopsea din cumpărat și facem o parte, păstrând tradiția, cu vopsea naturală, cu coș de ceapă. De ce se vopsesc ouăle în Joia Mare? În Joia Mare se vopsesc aici, în Almăj, dar în general cam în toată lumea, pentru că vineri, la Vinerea Neagră, mergem la biserică și mare sărbătoare, nu se lucrează. Le vopsim în Joia Mare. Sâmbătă nu mai avem timp de vopsit ouă, că e o operațiune foarte grea, ia mult timp. Sâmbătă ne pregătim pentru duminică, cu mâncare, cu ce mai avem. Le punem bine de să fie acoperite cu cojile de ceapă, că atunci iasă culoarea foarte frumoasă. Aici, la fiert, le lăsăm cam 10 minute. Depinde cât e focul de tare. Dacă e focul mai mare, le lăsăm și 13-15 minute. Dacă e focul mai tare, atunci 10 minute durează. Uitați! Frumos? Da. Asta e munca noastră de până acum, la această operațiune, cu coș de ceapă. Le dăm cuntură, să fie cu luci pe ele, să lucească, să fie frumoase. Pe lângă vopselurile tradiționale, în casele almăjenilor au intrat și vopselurile moderne. Le băgăm să le vopsim în diferite culori. Prima dată le-am fiert. Și acum le punem în vopsea, cam 2-3 minute. Depinde cât e vopseaua de concentrată. Câte ouă vopsiți? 100-120. În familia mare, mai vin și prieteni la noi, neamuri. Un roșu, mai strident, mai aprins. Un roșu un pic mai deschis, înspre roz, verde și violet. Le dăm și pe astea cu vopsea cu untură, ca să aibă luci, să fie frumoase. Primul ou se ciocnește în seara de înviere, când se iese de la biserică.